Bună ziua, numele meu este Maria Belea, sunt psiholog și asistent universitar în cadrul Facultății de Litere, specializarea asistență socială, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Lucrarea pe care doresc să vă prezint face referire la autoeficacitate și optimism, mediatori ai stresului perceput în adolescență. Așa cum știm din psihologia dezvoltării umane, adolescența este o perioadă de tranziție marcată de schimbări profunde și semnificative, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere intelectual, social, afectiv, o etapă care, asemenea altor tranziții evolutive, presupune o serie de provocări pentru adolescent. Aceste provocări, numite și sarcini de dezvoltare sau sarcini evolutive, în adolescență se referă îndeosebi la acceptarea propriului corp, la învățarea rolului social, masculin sau feminin, la orientarea spre o profesie, la obținerea independenței emoționale față de părinți, precum și la necesitatea de a stabili o scară de valori etice în propria lor viață. Chiar dacă cercetările asupra sănătății adolescenților relevă faptul că majoritatea dintre aceștia trec prin această perioadă fără a raporta dificultăți semnificative, totuși există numeroase evenimente zilnice legate de multiplele schimbări cu care adolescentul trebuie să se confrunte și care pot fi o sursă de stres pentru acesta. Cercetările au arătat că sursele cele mai frecvente de stres în adolescență nu sunt crizele majore, cum ar fi, de exemplu, pierderea unei persoane dragi, ci problemele zilnice legate de școală, relația cu profesorii, cerințele școlare, volumul foarte mare de muncă sau relația cu părinții acasă, presiunea pe care aceștia o fac pentru a avea note bune, sau relația cu colegii, nesiguranța economică, dar și dificultăți precum alegerea vestimentației sau gestionarea banilor și a timpului liber. Cercetările realizate de Sivcev-Crank și Shulman în această direcție au demonstrat că problemele minore, cotidiene, devin semnificative în timp și necesită un efort adaptativ continuu din partea adolescentului, care în cele din urmă poate să fie mai costisitor decât eforturile depuse pentru a înfrunta situații problematice majore. Chiar dacă frecvența acestora, precum și gravitatea percepută, variază, desigur, în funcție de persoană și de circumstanțe. În studiul nostru am plecat de la o serie de premise legate atât de nivelul stresului perceput în diferitele domenii ale vieții cotidiane pe care l-am înșiruit anterior, de la teoria cognitivă-socială asupra autoeficacității a lui Bandura, precum și de la implicarea și rolul optimismului în bunăstarea subiectivă. O să le luăm puțin pe rând aceste premise și ulterior vom prezenta obiectivele acestui studiu, ipoteza de la care s-a plecat, precum și metodologia și rezultatele obținute. Stresul perceput de adolescenți în diversele domenii ale vieții cotidiene oferă informații importante despre atitudinile acestora în fața dificultăților, dar și despre nivelul de satisfacție în raport cu viața însăși. În acest context, devine esențial ca adolescenții să aibă un repertoriu de resurse personale și sociale care să le permită să facă față în mod constructiv noilor situații pe care creșterea le presupune în mod inevitabil. În formularea ipotezelor acestui studiu, am pornit de la teoria cognitivă-socială a lui Bandura, care a definit autoeficacitatea ca fiind încrederea în propriile abilități și capacitatea de a face față
noilor sarcini și adversități într-o gamă largă de situații stresante sau dificile. Percepția propriei eficiențe joacă un rol important în așteptările cu privire la rezultatele unei conduite. De exemplu, o persoană dotată cu un puternic sentiment de autoeficacitate se așteaptă ca eforturile sale să ducă la succes și este dispusă chiar să accepte riscurile unui rezultat dezavantajos. Alte cercetări, în schimb, arată că persoanele cu un sentiment scăzut de autoeficacitate cad deseori victimele stresului și ale depresiei, făcând față cu dificultate experiențelor de eșec. O altă variabilă care joacă rolul de moderator al stresului este optimismul. Optimismul reflectă măsura în care oamenii tind să aibă așteptări pozitive, favorabile pentru viitorul lor. Cercetările în acest sens au arătat că niveluri mai ridicate de optimism au fost corelate pozitiv cu bunăstarea subiectivă în momente de dificultate. În concordanță cu aceste concluzii, optimismul a fost legat de niveluri mai ridicate de implicare și de adaptare și de niveluri mai scăzute de evitare sau dezangajare. Plecând de la aceste premise, având în vedere toate aceste considerente, obiectivul studiului a fost acela de a analiza modul în care resursele personale, precum autoeficacitatea și optimismul, influențează percepția adolescentului asupra evenimentelor stresante din viața de zi cu zi și felul în care aceste evenimente sunt gestionate. Pentru acest lucru am folosit un eșantion care a implicat 525 de elevi, dintre care 186 de băieți și 339 fete cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani, media de vârstă 16 ani. Elevii provin de la 3 licee din județul Maramureș. Majoritatea dintre aceștia sunt înscriși la licee cu profil real, în proporție de 62,7%, urmați de elevi care frecventează licee cu profil socio-uman, 23%, și profil servicii tehnologic, 13%. Identificarea eșantionului s-a făcut prin interviuri realizate atât cu diriginții claselor de elevi, cât și cu subiecții cercetării, cărora ulterior le-au fost explicate obiectivele, modul de administrare a chestionarului. Ipoteza principală a acestui studiu face referire la faptul că subiecții cu scoruri mari de autoeficacitate și optimism, în comparație cu cei care au scoruri mai mici în aceste scale, vor evalua problemele ca fiind mai puțin stresante în diferitele domenii analizate. Instrumentele pe care le-am utilizat în acest studiu au fost Problem Questionnaire, elaborat de Sive Jacrank de la Universitatea din Köln, care a permis identificarea stresului perceput în diferite domenii, școală, familie, timp liber, relația cu sine însuși, muncă, viitor, relații sentimentale. Un alt chestionar a fost scala autoeficacității generale, elaborată de Schwarzer și Jerusalem, și testul de orientare spre optimism sau pesimism, varianta revizuită, test elaborat de Carver și Scheuer. Au fost efectuate analize de fiabilitate a subscalelor și a scalelor globale, acolo unde a fost posibil, precum și analize corelaționale între diferitele scale ale aceluiași instrument, iar cele trei instrumente au o bună consistență internă. Din punct de vedere metodologic, pentru a identifica efectele pe care vârsta, sexul, genul, situația familială le au asupra nivelului stresului perceput, am efectuat analiza varianței
ANOVA cu testul post-hoc de Bonferroni, iar mărimea efectului cu eta pătrat. De exemplu, genul participanților a avut un efect semnificativ din punct de vedere statistic asupra nivelului de stres raportat de către adolescenți, astfel fetele percep problemele referitoare la școală, la viitor, cu colegii, cu părinții, cu gestionarea timpului liber, cu ele însele și, în general, problemele în totalitatea lor ca fiind mai stresante în comparație cu băieții care tind să minimalizeze natura stresantă a evenimentelor. Pentru a identifica efectele pe care aceste variabile le au, deci am folosit analiza varianței ANOVA. În schimb, pentru scala autoeficacității și optimism, au fost create variabile corespunzătoare, care au definit în medie câți subiecți au avut un scor scăzut sau mare, iar pornind de la aceste variabile, diferențele pentru fiecare domeniu în care au fost percepute probleme stresante au fost calculate folosind testul T-Student. Pe scurt, rezultatele sunt următoarele. Adolescenții cu un scor mare în scala autoeficacității, atunci când se confruntă cu situații problematice, cu școala, cu viitorul, cu părinții, în timpul liber, în relațiile cu celălalt sex, cu ei înșiși și în ansamblu, percep aceste situații ca fiind mai puțin stresante decât cei care au niveluri scăzute de autoeficacitate. De asemenea, adolescenții care au un scor mare de optimism experimentează problemele cu viitorul într-un mod mai puțin stresant, cu părinții, în timpul liber, relațiile cu celălalt sex, cu sine însuși și în ansamblu, comparativ cu cei care au un nivel scăzut de optimism. Așadar, rezultatele confirmă ceea ce alți cercetători au subliniat anterior, și anume că oamenii cu niveluri scăzute de optimism se confruntă cu situații dificile, mai stresante, în timp ce persoanele cu un nivel ridicat de optimism și încredere în eventualul succes continuă să încerce să rezolve problema, chiar dacă uneori acest lucru poate părea dificil. Aceste rezultate demonstrează că atât percepția autoeficacității, cât și optimismul îndeplinesc o funcție de moderare fundamentală în abordarea sarcinilor și dificultăților, permițând rezolvarea acestora într-o manieră constructivă. Așadar, adolescenții cu un puternic sentiment de autoeficacitate se percep pe ei înșiși ca fiind capabili să depășească obstacolele, au un stil explicativ optimist, tind să interpreteze obstacolele în principal ca provocări, mai degrabă decât ca amenințări, și prin urmare se concentrează mai mult pe oportunități. Dimpotrivă, adolescenții cu nivel scăzut de autoeficacitate și optimism se îngrijorează mai mult, se simt mai puțin competenți, în a face față unor sarcini și evenimente stresante. În speranța că această prezentare a stârnit curiozitatea și interesul dumneavoastră pentru tematica abordată, vă mulțumesc!